Vrei să afli cum se fac afacerile în Republica Moldova? urmărește canalul de YouTube și dă-mi un like. Vei afla de ce unii oameni au afaceri de succes și își realizează cele vise cu milioane mult dorite, iar alții dau faliment. Află istorii de viață ale oamenilor care stau în spatele acestor afaceri de succes. Provocarea de a fi antreprenor. Salut, Natalia! Salut, Ioan! Mersi că ai acceptat și invitația să fii prezentă cu noi în acest podcast, dar de fapt o să fiu curios să-mi explici de ce tu singur ai venit cu inițiativa, fiindcă eu nu am avut așa experiență, majoritatea invitaților, eu mă gândeam cine să fie, ce teme să abordăm, ce subiecte și mă bucur că de data aceasta tu ești prima care ai venit cu inițiativa că așa și eu să fiu un invitat la tine în podcast Cine ești și de ce ți-ai dorit să fii în emisiune? Mă numesc Natalia Gudima, sunt din Moldova, am deja 50 de ani, sunt antreprenoare în trecut și acum, de ceva timp, de vreo 5 ani, mă tot modelez în alt domeniu care consider că trebuie foarte mult oamenilor acum, mai ales antreprenoriatului. Să fi știut eu de așa specialist încă șapte ani urmă, cred că viața mea mergea altfel mult mai ușor, dar pe acel timp nu erau specialiști de genul ăsta, nici chiar în lume nu-i puteai găsi, nu că în Moldova. Am o experiență de 16 ani în antreprenoriat, deci sunt femei de afaceri, fapt cu care deci am lucrat mult în domeniul de construcție, un domeniu bărbătesc. Înainte era cumva în laudă chestia asta, dar după ce am lucrat mai mult cu mine însumi, am înțeles că timpurile se schimbă și cred că asta acum, dacă o să aveți întrebări și pe cineva o să intereseze, pot să mă împărtășesc cu uh, aptitudinile sau cu reușitele mele, dar timpurile se schimbă și astăzi este în vogă și necesar, cred că auditoriul nostru, puțin altceva, ce fac acum. Uh -huh. De aia, văzând foarte multe lume din antreprenoriat, din anturajul meu, colegi, parteneri, care ajung în niște stări psihologice foarte dificile, prin care am trecut și eu, și nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, am considerat că ar fi acum momentul să le zic, uitați-vă că de fapt pot să vă ajut. Ca să nu umbla lumea așa, cât am umblat eu vreo șase ani, nu știam de ce parte să dau și cum să dau, nu înțelegem ce se întâmplă cu mine, dar de fapt se întâmplă ceva care este explicabil. Deja, cred că mai departe o să discutăm. Am înțeles, dar cum ți a venit ideea să, și dorința să fii anume un invitat în podcastul lui Goștiuc am văzut pe cineva din cunoștințele comune pe care le avem, mi-a plăcut ceea ce faceți, mi-a plăcut ideea că vrei să susții antreprenoriatul, antreprenorii din Moldova. Deci totdeauna am fost o persoană care am vrut să fiu de folos cuiva și mai ales domeniului oamenilor care creează ceva în stat. Fiindcă antreprenorii sunt acea forță mișcătoare a oricarei societăți, care este uh, foarte des... Um, de la dânsă să ceri ceva. Foarte rar vine cineva să ne întrebe dar ce ajutor vă trebuie, cu ce vă putem ajuta. Deci povara foarte mare este pe umerii oamenilor care creează ceva. În orice societate, nu numai în Moldova. Ați mai fost vreodată în vreo emisiune, la televiziune, în vreun da. interviu? A, aveți experiență? De multe ori, da. Anterior îmi plăcea să fiu stea. Aha. Public, am fost persoană publică mult timp, până n-am înțeles unele momente, știi? Când mai vorbești ceva, îți pui părerea, dar nu, nu place puterii, trebuie să mai dai din cură, știi? Eu -am... Când, când am înțeles că nu pot să merg împotriva eu lui meu și m-a invitat pe timpul unei persoane foarte dominante și puternice să-mi expun părerea despre personal, despre mm -hmm. legea muncii, despre chestii din astea, dar în interior eu ca antreprenor nu eram de acord cu unele momente. Le ziceam la Fedekele, de mă știau. Natalia întreba azi. Pot să vii. Și eu eram signa da, gătoștii. Acum le zic nu, nu mai vin, că o să spun ceva și știu cu ce se termin Am știut oamenii care au fost pedepsiți pentru că s-au expus. Dar nici împotriva mea să mă duc să plac cuiva, nu o să fac chestia asta. De-aia... O curiozitate ar fi în ce domeniu tu ai experiență în special de afaceri dacă femeie antreprenoare? Am făcut 16 ani ferestre, deci domeniul de construcții dacă m-ai întrebat de ce am mers în colo, am mers încolo că așa m-a adus cumva viața, fiind manager vânzări într-o companie de traduceri. Am avut un client, un director de companie de construcții, care a văzut cât de bine mi-am făcut meserie și după m-a invitat să lucrez la el în companie. Deci era domeniul de construcții. Acolo iarăși m-am descurcat destul de bine, de la care deja știam foarte bine ce înseamnă ferestre, profile, geam termopan, după mi-a venit, mi venit altă ofertă într-o companie și mai mare, am mers încolo și am mai acumulat încă cunoștință, dar cum să vă zic, spiritul ăsta de lider, de a fi liberă, de a crea mm. singură, într-o bună zi a zis e destul să lucrezi la cineva, trebuie să-ți deschizi ceva al tău. Și fiindcă la acel moment știam cel mai bine și era un produs foarte întrebat 16 ani în urmă, am mers și mi-am deschis o firmă care făcea ferestre. După, mai târziu, a venit și soțul, deci s-a lansat o afacere de familie, după care a crescut mai mult și mai mult, dar, mă rog, adică la un moment dat am început să fac creștere personală, deci să caut, fiindcă atunci când apare mai mult personal, Uh, nu mai uh, simțul ăsta de lider și de, a vrea să, și de a putea să organizez careva lucruri nu erau suficiente. Deci am început să caut training-uri, seminare, cum să conduc lumea, fiindcă ei erau diferiți și eu nu-i cunoșteam, nu înțelegeam de ce se comportă diferit de mine. Și uh, am dat peste niște domenii unde m-am redescoperit din nou și am înțeles că, de fapt, vocația mea în viața asta este alta. Am înțeles, dar, dar de echipa de antreprenoriat, câți oameni ai condus? Ce echipă cea mai mare ți-a reușit să o Deci, acum? cea mai mare echipă, când a fost, hai să zicem, așa, vârful, a fost 36 de oameni, deci 36 mm -hmm. de persoane, nu pot să zic că chiar am avut, nu știu, deci atât am putut mm -hmm. să duc, atât am dus, ca să pot controla totul, ca să meargă totul bine, dar oamenii sunt diferiți și ei îți sustrag foarte multe, multă atenție, au nevoie de foarte multă mm -hmm. atenție, aici ai câteodată doi copii acasă și nu știi cum să-i mânuiești, așa că asta e. De unde ați înțeles partea asta că e momentul să fiți pregătit de a fi, nu știu, conducător de afaceri, antreprenor? Când am început să lucrez la cineva, mă tot răsfoia inițiativa asta, știi? Eu vedeam lucrurile, că iată, compania în care lucram eu ca angajată, ar fi bine să margă, uite, în direcția asta. Eu mă duceam cu inițiativă și spuneam șefului, el zicea, bine, bine, și făcea așa cum credea el. Da, e un interior, știi, mă sfoca entuziasmul ăsta și e, prevederea asta mea că dacă am merge așa s-ar primi rezultatul mai frumos și am avea de câștigat toți. M-am tot chinuit eu așa și m-am mâncat din interior vreo 3-4 ani, ca până la urmă zic, păi, dacă ești tu așa deșteaptă, tu te și-ți și nu te pune tu permanent cu cineva în poară, da? am lansat afacerea mea de la început a fost puțin stresant ca să înțelegi că oricum nu-ți ajung toate cunoștințele. Personalul a fost problema uh, cea mai mare deoarece oamenii foarte des uh, eu primeam oamenii cum sunt eu. Deci mi-e părea că dacă eu vin la un post și mi s-a spus că tu trebuie să vinzi atâta. Deci eu făceam tot ce mi se cerea, tot ce puteam ca să ajung la cifra sau la scopul care îmi punea șeful când eram angajat în fața mea, da? Și credeam că toți oamenii sunt așa. Dar când am început să angajez eu personal în compania mea, omul vinea și zicea, da, îmi trebuie bani, da, eu vreau să lucrez. Când trecea luna, rezultat nu, de el vinea și începea, da, am copii de hrănit, da, am de plătit credit, da, am asta iană. Păi bine, dar tu nu ți-ai onorat obligațiunea. Și era interesant de ce atrag eu astfel de oameni, știi? Nu-mi plăcea chestia asta și am început să caut uh, cunoștință cum să-i să selectez, cum să iau pe cei de care am nevoie. M-am dus și am început să învăț la psihologie. M-am dus două săptămâni, știți că vorba și e, în colo, după niște cunoștințe, dar înțelegi că, că nu, nu e ceea ce trebuie am lăsat, am început să mă duc să chem niște psihologi care deja erau pregătiți, zic, să vină ei, să le plătesc bani și să-mi selecteze ei personal. Nici asta nu a lucrat. Bun, ce mai facem mai departe? Hai mă duc eu să niște traininguri seminare. M-am dus la casa, aici, cum se numește, era atunci de bea începutul, pe anii 2005, când nu aveai din ce alege. La camera de comerț făceau niște seminare. Mm -hmm vag, nimic, persoana nu era pregătit, ea nu era din afaceri era doar psiholog tot nu a lucrat, că într-o bună zi s-aud un anunț la radio că vine o doamnă din Rusia și citește așa un seminar, dar așa știi marketingul era făcut foarte bine că a trecut peste tot ce mă dorea pe mine, zic uite mă duc, chiar costa destul de mult pe acele timpuri pentru pentru mine la lansarea afacerii dar zic mă duc să văd și a fost ceva care mi-a schimbat viața. Uhum. A fost ceva foarte interesant, dar uh, nu pe deplin. Știi, s-a dat, a fost un ajutor, dar până la urmă, ca să nu mă mint pe mine însumi, oricum nu vineau oamenii care aveam 100% nevoie de ei și nu înțelegeam de ce. Adică vineau, vindeau, afacerea s-a lărgit, vânzările, venit-o, au început să crească. Dar în interior nu eram eu satisfăcută de tot ce se întâmpla. Asta am înțeles de-abia acum, după ce am început să fac terapie holistică. De ce? Oamenii veneau la mine ca la salvatoare. Deci se primea că omul venea la mine ca să-l salvez eu. Deci aveam așa o misiune de Inter salvator. Interesantă idee <laughs> da. Dar măcar ce v-a marcat la început primele idei care oricum v-au menținut în vis, în entuziasm, care sunt nu cedați, nu dați mâinile în jos, um, care au fost acele valori sau puncte de da, repier? Da, vă spun. În primul rând, în afacerea proprie, tu ești... Uh, ai cumva, cumva libertatea asta de a acționa, de a lua decizii de una singură. Deci tu parcă vizualizezi ce ai vrea să întâmple și tu ai libera posibilitate să valorezi asta în realitate. Știi că atunci când lucrezi la cineva, îți spuneam, eu vineam cu idee dar să bloca propunerea. Fiecare zi pentru mine era, din start, din startul afacerii, era ca, o, ca un joc ca o creație. Știe că copilul lui o jucărică și el se duce și zice, o, oh, azi o să fac asta cu dânsă, de mâine o să îmbrac păpșica asta cu rochia asta, așa, era, era o ochii ardeau și în fiecare zi tu parcă puneai câte o cărămidă, câte o cărămidă, câte o cărămidă ca să vezi în final palatul ăla la care eu visam, știi? Și asta era o motivație extraordinară. Într-un moment dat când palatul ăsta începi să-l construiești, dar în spate aduni și negativ, aduni și durere, aduni și obide, aduni și neînțelegere și foarte mult dezacord. Și cu cât palatul se face mai mare, cu atât mai mult să uite la el și mai mulți vin să te pape cumva, da? Cu mai mulți vin să te muște cumva. Deci începi să devii mai atractivă pentru uh, un gen de, un soi de oameni care începe să-ți aducă durere. Începe să-ți provoace demotivare de a face afacerea dată, da? iată când balanța asta a început să fie 50 la 50, ba, negativul să devină mai mult decât pozitivul, motivarea se duce. Începi să, te oprești, începi să margă greu, începi să nu mai vrei, te duci la serviciu obosită, te gândești, o, iar afacerea asta. În momentul ăsta este așa o frază, deja nu tu mai ai afacerea, dar afacerea te are pe tine, știi? Adică tu ești, devii robul afacerii tale, tu înțelegi că trebuie să o duci, că te așteaptă lumea, că trebuie să-i conduci, dar um, negativul ăsta care se acumulează în, în sufletul nostru, în memoria noastră, el începe să te oprească. Mă înțeleg, dar totuși în procesul ăsta de viață și ca femeie și ca antreprenoare, ce, ce frici au fost cei mai mari care nu vroiați să se întâmple? De ce v-a fost frică a, probabil că nici nu frică, dar marele dezacord cu ceea ce se întâmplă a, în genere, în a, în sistemul asta în care trăim noi, deci ceea ce am mai spus că atunci când un om începe să devină mai de succes el este oprit, deci în, în societatea noastră se susține omul care e șomer și nu vrea să lucreze, lui să dă indemnizație, da, deci ești, stai acolo și nu faci nimic. Lasă că nu, statul un cost susțină. Iar omul care creează valori și care uh, creează locuri de muncă și care încă educă societatea, da? O să mai vorbim poate de asta astăzi. Lui începe să-i se dea în cap. Începe să vină să-i spară care prea mult, știi? Și uite, uh, dezacordul mare este de motivarea asta, fiindcă te oprește, te oprește sistemul și te oprește tare. Dar ați rezistat, de exemplu, la criză, la pandemii, la falimenti. Eu n-am simțit crizele, chiar dacă când eu taman am lansat afacerea, eram pe, așa pe început, 30% din afaceri, când a fost prima criză în anul 2002, eu vreau să spun că atunci eu am crescut cel mai tare. În prima criză, cei care cu Imobiliar din 2008 nu? Da, da. Noi atunci am, așa viața s-a aranjat, că noi atunci am avut cele mai mari vânzări și cel mai... Să ce intri... Și confecționați ferestrele sau doar le instalați? Nu, chiar confecționam. Deci noi aveam tot procesul de producere. Deci uh, schema organizatorică despre care am vorbit anterior și o cunoști, eu uh -huh. aveam de la, de la A până la IA, da? Cum să zicem, uh -huh. De la până la... Uh, deci noi faceam marketing, noi vindeam, noi luam măsurările, noi produceam tot în afară de geamul termopan, că într-un timp le făceam noi cu mâna, dar dacă s-au deschis fabrici care fac mai bine, mai de calitate geamul, deci noi îl cumpăram de la fabrică, noi asamblam ramele și cumpăram geamul. diferit. Da? de 16 ani. E acum nu mai este ca afacere, ați vândut? Tot mai este, mai este. Deci, uh, ea este acum, acolo mai mult lucrează soțul, îl ajut și eu, dar de șase ani uh, sufletul meu strage în altă parte, da? Uh, vreau să fac altceva. Deci, um, în 2013, parcă așa, am trecut eu un program care se numea, probabil că-l cunoști tu de el, uh, Găsește-ți vocația ta. Atunci de De Eu atunci am organizat, am invitat specialistul din Rusia și am făcut pentru mai mulți antreprenori programul dat și clar, dacă eu eram organizator, zic, de să-l trec și eu. Și încă atunci s-a descoperit niște talente, o programă foarte interesante, în care, bun, ieșa pe primul plan și liderul, și bunul organizator în mine, și omul care duce, încurajează oamenii. Dar cel mai interesat ce a ieșit în final, asta era că eu trebuie să am așa o profesie care schimbă uh, viața oamenilor, e ca așa. Și nu înțelegeam ce e asta. Deci acolo tu ajungi la un moment când zici chestia asta și nu înțelegi ce, fiindcă așa îți dă subconștientul tău. Eu tău îți spune, tu trebuie să faci asta. Uh, despre ce să vorbea atunci? Că am trecut programa, am achitat banii, Dumnezeu cu Dumnezeu să fac mai departe ceea ce am de făcut. Ca înțelegi, dacă am atins și am, am scormonit puțin acolo, el s-a trezit ceea ce vroia el și a început să mă, să mă macine dinăuntru. Și am început tot să caut, să caut. ce asta? Adică drumul sau picioarele mă duceau, dar nu înțelegeam unde mă ducea. Deci a început să mă rupă de afacerea mea, deci demotivarea asta de a nu mai vrea să mai cresc afacerea mea, la un moment dat parcă era construită sau era toată organizată ca să mă duc de acolo și să încep să mă recaut în altă parte. Înțelegi? În, nu știu, în română... Păi altă, altă parte, dacă puteți să ziceți ce parte... Eu încă când... nu știam, șase ani m-am mm -hmm. chinuit, deci este așa numită, eu nu știu, am auzit de la alți specialiști pe care îi cunosc acum, atunci când eu tău are altă vocație, te începe a, a chinui dacă nu ți îndeplinești misiunea în viața asta, te chinui prin boli, prin pierderi de bani, prin stări de depresie, prin... Multă lume mă întreabă, Natalia, unde ai dispărut tu? Fiindcă eu eram o persoană foarte activă, eram foarte publică, eu citeam seminarii, eu mergeam cu partide, mergeam prin sate, eu încurajam oameni, eu eram așa, știi, ca un fontan de, de, de energie care lumea mă întreba, de unii atâta? Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva, deci am făcut o scormoneală de asta în mine, cum să zicem, am, mi o trebuit și am, am trezit spiritul acela că trebuie să devină altceva. De fapt, bun, tot la timpul lui, știi? Dar nu înțelegeam și vrea să-mi spun eu meu. Ce vrea el de la mine? Uh, Într-o bună zi, când deja mi-era foarte, foarte rău, deci așa o stare când vrei să mori, hai să zicem așa cum este, am ajuns să ajung la o doamnă care vede mai mult decât, hai să zicem așa. Și ea zice, dragul meu, vocația ta este asta, să ajuți oamenii. Zic și, de-aia și ai ceea ce ai în jurul tău. Deci de-aia și business-ul să-l ia și îți trimite controale și chestii ca să te duci de acolo că de fapt vocația ta e asta, știi? Tot n-am înțeles ce îmi spune ea. Să mai mult decât salvatare? Salvatarea care o făceam eu pentru lucrătorii mei am făcut foarte rău. Asta am conștientizat acum. Fiindcă atunci când omul vine să-i dai bani doar pentru a salva, cum credeam eu, viața copilului lui și îmi părea că sunt salvatoare, știi? Fiindcă asta, de fapt, se propagă în societatea noastră, da? Trebuie să dai donații, trebuie să salvezi vieți. Nu! Eu atât de rău am înțeles că am făcut pentru oamenii ce considerând că fac bine. Deci da, ei veneau de la mine, de parcă le spunea unul la altul, du că Natalia în frunte îi scris că ea o să-ți dea și bani și o să te ieși și, o să te încălzască și o să te gigilească. Așa eram eu, așa eram eu ca director și directorii din sfera mea mă certau strașnic de aia că au zis că tu strici uh, piața angajaților, nu trebuie să fie așa. Dar asta era eu meu și nu puteam să merg împotriva lui, știi? Da, acum când am verificat de ce am făcut chestia asta și de ce făceam, am înțeles că n-am făcut corect. Și pentru asta am primit bine. Hai că am așa o curiozitate, Putem vorbi despre alt tema asta care e încă alt parte? Unde, ce vocație? Unde ați nimerit? Da. Ce s-a întâmplat da. cu dumneavoastră în viață? că v-a marcat și acum sunteți pe o altă undă sau pe un alt nivel? Uh în limba rusă este așa, nu știu cum în român ar fi, um, când ai un dar ca prin tine să treacă un ajutor a omului, dar nu de asta numai că să-i dai bani. Mm. Se mai numește șamanscaia balezni, nu știu cum se zice. Adică interiorul tău zice că trebuie să faci altceva și dacă nu faci asta, o să primești diferite piedici, numai până nu te duci să te să redescoperi și să îndeplinești misiunea zic șase ani nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, dar într-o bună zi mi s-a deschis în internet o, o pagină un, un webinar unde vorbea un domn și a zis fraza care am redescoperit atunci în 2013 dacă vreți să salvați viețele oamenilor, iată așa, el fix așa semn a făcut, atunci eu pot să vă ghidez asta m-a marcat foarte mult am deschis să văd ce face el și am ajuns să devin, uh, din tăi m-am dus să mă, cum zici, să mă licuiesc pe mine însumi, fiindcă eram foarte, într-o stare uh, foarte, nu, nu pot să zic că era depresie, dar mă bătea vântul și nu știam unde să mă opresc, știi, ca o, ca o frunză care nu înțelege ce e cu ea, o bate vântul ba într-o parte, ba în alta. Uh, după ce am lucrat cu mine însumi și am înțeles ce e și am văzut ce rezultate am primit, am zis că vreau să fac asta deja la nivel profesional. Deci domeniul ăsta se numește terapie holistică. Holistică înseamnă integru. Deci atunci când lucrezi cu gândurile tale care le ai, deci se tratează și aici, sufletul, cum spunem noi, și corpul. Deci domeniul ăsta l-am mai studiat din altă parte, dar acolo era totul foarte întortocheat și foarte de lungă durată și foarte scump. N-am înțeles cum, cum, să mergi și cum poți să duci multă lume încolo. Aici lucrurile sunt foarte simple. Iată, omul se adresează la mine cu o problemă, de exemplu are o frică sau nu poate dormi noaptea. Da? Spre exemplu are așa niște, cum spunem noi, fluturaș la, aici în regiunea stomacului, că nici nu poate dormi și nu înțelege de unde vine frica asta. Da? Deci lucrând o oră, o oră jumate, depinde fiecare cum, el deja iese alt om, el deja ies în liniște două, trei zile și el mă sună și Natalia, eu am început să dorm noaptea. Înțelegi? Iată efectul ăsta pe care l-am vrut. Păi, eu. terapia holistică este ca o profesie? Da. da. Este și încă o dată, ce, ce face un specialist de terapie holistică Terapia holistică, ea ajută omul să lucreze cu subconștientul lui. Deci dacă foarte multe curente ne spun că um, o să găsiți răspunsurile în exterior, veniți la training-uri, veniți la seminare, citiți cartea asta, asta e tot ce în exterior, ascultați video-ul ăsta, deci în exterior, ascultați guru-ul celălalt, adică uh -huh. tot pe... Um, Acum, când merge așa o schimbare mare pe planetă, cred că observați ce se întâmplă, a venit timpul să se afla adevărul, că de fapt toate răspunsurile noastre pentru fiecare om individual, ele sunt, sunt în interiorul nostru și ele sunt puse în subconștient. Mai sunt așa niște cărțulii care se numesc subconștientul poate toate, dar nu știu cum, nu se dă dar cum să faci ca subconștientul ăsta să le facă pe toate? Știi, Să învață uh, vizualizări, afirmații, sfaturi, psihologi, chestii, traininguri. Doamne, dacă n-am mai fost și eu în viața mea la traininguri și la seminare, că mai făceam două case de atunci, știi? Dar de ceva nu a lucrat tot, știi? Uh -huh. De ce o are? Și că sunt acești antreprenori sau acești lume, vin o mii de oameni la același training seminar, pentru unul iesă și zice că a lucrat, pentru cumva 98% n a lucrat. Știi? De ce? Deoarece este subconștientul nostru unde sunt puse niște programe, unde dacă e pus forma de triunghi, știi, să treacă pe acolo numai triunghiul, dar programele astea ni se pun de societate, de părinți, de educație, depinde cine a dovedit mai repede să-și pună amprenta acolo, știi? Păi acolo cercul nu mai încape cât n-ai vrea tu. Dacă de mic copil ai fost educat că banii sunt un rău și tu vii și vrei să fii antreprenor și te rupi tu nu știu cum câte energie pui tu ca să faci bani și e, dar acolo stă blocul că banii sunt rău și nu știu de unde vin, când ne băgăm, găsim niște lucruri extraordinare, omul ăsta se pe dezaprecia, dar lucrurile și nu mai la Nu poate să facă bani. Stai un blocaj? Nu sunt blocuri, da. Blocuri care vin din educație, Blocuri care vin din ideile părinților, de în ce familie am crescut și care au fost atitudinea față de bani. Blocuri care vin altădată chiar din, din bunii străbunei. Deci noi am trecut prin Uniunea Sovietică, generațiile oricum, voi sunteți mai tineri, dar ați crescut din părinții care au trecut prin Uniunea Sovietică, da? Și acolo nu trebuie să fiu un bogat acolo cel de era bogat se zicea că e speculant și era interzis. Dacă e să mergem mai înainte de Uniunea Sovietică, oamenii bogați care au fost în Moldova, ce s-au făcut cu ei? Ei au fost pedepsiți și ridicați în Siberia. Cu Da, și uite că din povestirile bunieilor sau străbunieilor, din educația părinților, din școlarizarea care o avem noi, cumva aici se depune, fără să ne dăm seama se face așa, e o hipnoză bună în societate despre care lumea nici nu știe. Omul, din 24 de ore, numai 4 ore poate nu e în hipnoză, restul el este în trans. Televizor, transport, tot ce se întâmplă în jurul nostru, tot este stare de trans. Dacă un omul este în stare de trans, e foarte ușor să-i pui acolo să vedem acum ce se întâmplă. cu ce ajutați lumea, cu metodele de lucru ca Noi... la o sesiune de psiholog, ca la o... Nu, noi suntem diferiți de psiholog. Ce face psihologul? Prin ce se deosebește psihologul de a, terapeutul holistic, da? Psihologul, el pune întrebări și lucrează cu ce, cu conștientul. Conștientul este dispărțit de subconștient, de un apărător, de o protecție foarte puternică, care consideră că tot ce ar trebui să intri în partea ceilalte, când ești inconștient, este pericol. Și numai omul când se află puțin în stare de trans, atunci drumul colăcielui asta, sau protecția asta sl slăbește și tu poți să intri încolo. Da? Sunt multe tehnici, nu o să zicem astăzi, dacă o să mă ne mai întâlnim, o să vorbim numai pe tema dată, dar noi intrăm în subconștientul omului foarte încet, deci omul e, e semi-conștient, hai să zicem, fiindcă specialistul, terapeutul ca mine, deci eu nu pot să intru în subconștient tot dacă nu-mi dai voie tu. Deci numai cu învoirea ta mergem să vedem de ce, spre exemplu, persoana dată nu poate dormi. De deci ce are problema dată de vreo 2 ani? Găsim problema, tu o găsești, eu nu mai te conduc încolo. O scoatem, schimbăm, modelăm, tot tu modelezi, eu nu am dreptul să zic nimic, și vedem efectul peste două, trei zile. Câteodată dacă e frică de păianjen, pe păianjenul pe să-l pune în față și tu peste o oră jumătate vezi că nu te mai temi de păianjen, știi? Dar sunt programe care se schimbă în timp, deci poate durează două zile, poate durează două luni, da? Dar efect este. Răspunsurile toate pentru fiecare om individual sunt aici, în subconștientul nostru nicio extrasensă, nicio un seminar, nici psiholog nu poate să-ți spună anumite ce o să lucrează pentru tine ca să ajungi la rezultatul de care îți trebuie, de care ai nevoie. De ce sfaturile câteodată nu lucrează? Noi când ne ducem la traininguri, seminarii, ce e acolo? Acolo sfaturi. Acolo o să iau o teorie și ea încearcă să fie adusă publicului. Și dacă teoria care se aduce la seminar îi cerc, de la noi acolo îi pus triunghi, ea nu, nu, nu va fi compatibilă și nu va intra. Omul nu va putea folosi. Înțelegi Am care e diferența? Ideea că puteți ajuta oamenii cu anumite emoții negative, cu anumite blocaje, cu anumite stereotipuri, da. Da. tot pe dânsul să-l ghidați ca el să-și identifice cauza problemei și contribuiți ca problema aceea să rezolve și să nu mi fie frică, nu știu, din tuneric sau da. să doarmă singur sau să facă bani. Da. da. Iată, chiar să-ți spun un exemplu de ce ce am spus eu. că La moment dat, motivarea mea de a face afacere, deci până într am strâns acolo mult negativ că nu vroiam să merg la serviciu. Deci eu am lăsat afacerea și zic, tu dacă vrei, îi spun soțului, tu dute. eu mă, mă, trebuie să mă odihnesc puțin. Când am început să lucrez cu mine și să curț toate emoțiile care le-am acumulat timpul de, atâta, de atâția ani, știi ce s-a întâmplat primul efect? Trei săptămâni am lucrat cu mine, vânzările la ferestre au crescut, așa. Noi, în trei săptămâni, am vândut atâta cât n-am vândut într-un an. Ce înseamnă? Deci, antreprenorul, energia lui care trebuie îndreptată pentru a crea uh, venit, ea este blocată cu obide, la mama gita, și așa l a adus cu avans și nu mi-a întors, aici au venit e, inspectoratul și mi a făcut un control pe nedrept, acolo arendașul nu știu ce mi a spus, acolo clientul și-a la Și toate chestiile astea se adună și se depun și blochează energia ta care trebuie să creeze mai departe, știi? când tu începi a curăța chestia asta, de parcă ai avea și ai lipit pe ochi, tu începi să creezi din nou, tu îndrepti energia asta care ea trebuie să aducă valoare, plus valoare, acolo unde trebuie. Și efectul se întâmplă, uite așa, wow. Înțelegi? Asta e miracol. De aia, -aia? mi-am ales, fiindcă știu durerea antreprenorilor fiind singur antreprenor. Ciocnindu-mă singură și când discut cu lumea, îi văd, eu i-am știut pe unii colegi de ei deci deja dacă ne cunoaștem de vreo 12-10 ani, altă dată erau veseli, intrau în oficiu, vorbeau pe pozitiv. Acum au îmbătrânit, sunt uh, negativi, sunt critici. Și mă uit și zic, băi, cum lumea poate să se schimbe? Deci să schimbe, nu atât omul, să schimbe, a început să depună pe el tot negativul ăsta și acum el vorbește prin prisma la negativul ăsta. Și deja vede toată lumea sură pe împrejur, știi? Dar când omul vede lumea s-o pe împrejur, nu are de unde să-i vină bani. Dar el asta vrea. El să duce la lucru ca să câștige mai mult, în plus să iardă ochii. Că mai vin în clubul nostru de directori, erau niște domni care ziceau Natalia, eu bani am, dar n-am bucurie de viață. Am, am bani, nu așa, da, așa. Dar e ca aici, e ca așa arată, știi. Aici ceva mamă mă și atunci vroiam eu cu ceva să-i dar cum să-i dacă nu aveam instrumentul? Acum am găsit instrumentul, cum spate ată, strângătorile este de sau Climpușurile este sau durierile este care strâng aici, că ca, ca de aici vine și aici ochii okay, după asta um, sunt bucuroși sau devin cumva... Păi și haideți, dați-vă și dumneavoastră niște recomandări sau sfaturi buni la oameni. Sfatul bun sau conștientizarea mea care am, am prins-o și am înțeles -o și că nimic în viață nu e întâmplător. Asta noi am auzit și nu odată. Toate situațiile negative, că de astea nu vrem, da? le atragem și reacționăm inadecvat sau negativ, numai de atâta că avem în noi un, cum se numește, un punct de reper în care poate să ne emoția dată, știi? Că dacă nu ar fi acolo nimic, el nu are cum să te atingă, știi? De exemplu, om, sunt oameni miliardari atât de încrezuți în trânsul că dacă îi se trece să spui că ești prost, el nici cum nu o să reacționeze, fiindcă el nu are cârligul și în care să anini cuvântul ăsta prost și el să dă reacții. Dacă noi atragem careva situație, de exemplu, de la un timp încă, încep să ne vină o anumită categorie de clienți, de angajați. Și atunci ei vin și vin, cât nu aș da anunț, parcă s-ar părea că noi învățam acolo cum scrie anunț, vină numai de așa categorie. Dar ei oricum să atrag și în final să adeveresc că fii de care te folosesc pe tine, te simți folosită în final, da? De ce? Dacă de eu în mine aveam un cârlig care îi atragea, și atunci când lucrezi cu tine și scoți cărligul ăsta, de ăștia angajați nu mai ai, nu-i mai atragi. Vin de alții, înțelegi de care ai nevoie. Așa e și cu clienții. Dacă îți vin clienți doar moțocoși care nu le place și permanent caută nod în papură, înseamnă că este ceva în tine care îi atrage. Este teoria asta, cum se mai zice, a oglind, tu oglindești ceva ce da. ai în interiorul da. tău da. și atragi? da, da. exact. Deci toată lumea care este în jurul nostru și mai ales oamenii care vin și ne fac triggere din asta, adică situații de este negative, reacții așa că tocmai tremurăm deci ei vin de fapt să ne arate, uite aici e problema ta lucrează cu dânsul cu problema dată și să vezi ce găsești tu după asta, știi? Sau aceleași, ele mai mari frici pe care le avem noi. Dacă în terapia noastră te-a în frica date, nu-ți imaginești ce surpriză te așteaptă după asta. E că mie, mi-e fric de înălțime cu parașuta, sar. Trebuie să vedem ce este acolo, da. Adică, totdeauna după o frică păi, mare spune, este... Nu cați, nu deschid parașuta, să mor. Frica de moarte. Asta e, asta ceea ce slămurește conștientul, da? Adică, dacă e frica de moarte, trebuie să vedem de ce te tem de moarte. Vreau să mai trăiesc încă, am ce da la oameni, la familie, la copii. Este explicație, deci ca uh -huh. să nu Cred că în altă poate întâlnirea noastră o să vorbim despre o temă mai spirituală, astăzi mai mult antreprenorială. De mm -hmm. ce oamenii suntem de moarte Că, de fapt, moartea nu e. <laughs> Facem asta public acum, că e oferit o sesiune cu IVAI gratuit. Da. De deci, ce tot cei care vor urmări uh, contentul nostru video, mm -hmm. scriți comentarii de ce vă ar motiva să aveți o sesiune uh, cu Natalia? mai întâi da? da, să acum. pun da, niște puncte, să știi care oameni pot să vină la terapie. Da? Uh -huh. Deci nu vine omul pe care îl aduce cineva. Deci omul, în primul rând, vrea, trebuie să vrea să schimbe ceva în el. Și asta trebuie să fie motivarea lui. Fiindcă am cazuri când vine mama cu fica și zice, nu mi nu-mi place cum se comportă fica. Asta e problema mamei. Deci proba probabil că pe mama trebuie să o cu acolo, cu mama trebuie de lucrat. Fiindcă fica când o întreb, de zice, da, eu probleme nu am. Sau vine soție și să aduce soțul. Sau mai des mamele vin ori cu ficiori, ori cu da. Adică sau, sau directorii îmi aduc angajații. Da, angajatul nici habar nu are ce cu dânsul. Lui e confortabil și așa, că lui se plătește salariul și el și de da, nu trebuie să mă schimb. Înseamnă că trebuie să lucrăm cu, cu, cu antreprenorul, cu directorul, să vedem de ce a atras și de ce iarăși el e în rol de salvator pentru toți angajații lui. Fiindcă sunt oameni care sunt în stare bine mersi și nu vor să schimbe. Deci dacă anunțăm cu concursul, să vine să participe la concurs doar oamenii care vor o schimbare și care sunt gata să lucreze, să-și facă a lor 100% și eu am ele 100%. Da? Atunci las fie așa un comentariu de ce ți-ai dori o sesiune, o întâlnire din propria ta dorință care tu ceva dorești să-ți îmbunătățești, să schimbi la propria ta... Sau să scapi de o emoție care, uite, te urmărește de care careva timp și simți că ți încurc în viață. Pentru mine, dacă sincer, oricum, încă tot ce discutăm noi, cum parcă așa, de domeniu, știi, în ceață, în confuzie, e, da, da, ce domeniu ăsta, măcar să mai studiați, sau partea asta informativă, să mai citit cărți, sau pe Google, YouTube, ceva, măcar la nivel a, informativ, să eu să nu cunosc. Zic. o să vă zic, tot domeniul ăsta a fost foarte ascuns, fiindcă eu ușor să manipulez cu masele atunci când oamenii nu sunt cărturiți și nu știu, da? Acum când toate schimbările este, sunt pe, pe globul pământesc foarte active, probabil că a venit timpul să iasă și adevărul la suprafață. Vă închipuiți? Dacă oamenii o să află adevărul, fiindcă tot ce ne se arată nou și tot ce se întâmplă în jurul nostru, e tot uh, un joc, un spectacol. E tot minciună. Și sistema în care trăim și tot. Să nu zic acum în cadru... Așa de radical. Da, așa e. O să vedeți că deja în doi ani foarte repede o să dispară foarte multe profesii. Când mi-ați pus întrebarea despre tinerii antreprenori, ce să le recomand, să se mai uite acum în internet să vadă care profesii o să rămână. Foarte multe profesii o să dispară, fiindcă sistema dispare. Tranzacțiile care acum au început să se facă, eu mă uit colegii, fiindcă eu învăț într-o școală internațională, unde sunt vorbitori de limbă rusă de pe tot globul pământesc. Deja tranzacțiile nu se mai fac în euro sau în dolari. Tot e în criptovalută. Adică e ceva care deja nu o să mai poată controla sistema, știi? Adică atât de activ. De aia și voi, și eu nu știam de asta, de aia, despre așa profesie, acum îți pregătesc mulți oameni pentru a ajuta pe alții să treacă la această transformare care o să fie, fiindcă o să fie foarte multă lume în stări de depresie și în stări de nu înțeleg ce se întâmplă. Probabil că noi, eu eram una din cei care, cum îmi arată și subconștientul meu, Um, ca acel medic sau salvator ca, pe care mă pregătește pe mine mai întâi ca pe să pot salva pe alții. Sunt un fel de... În, Dar în, în de unde frugie. a fost teoria holistică? Cine a fost, să zicem, la origine, la propovăitor din... De unde și are rădăcinile. Păi, e, e de foarte de mult. Nu nu, nu am intrat tare mult în esență în istorie, fiindcă sunt date din antichitate încă, da? Doar că în, în zilele noastre. Tot ce ține de Uniunea Sovietică, acolo a fost chestia asta foarte ascunsă, de sistemele astea să foloseau doar slujbile secrete. În America, chestiile astea au fost mai democratice cumva. Și iată domnul care a organizat Academia Dată, el este rus de naționalitate, dar a putut să-și desfășoare activitatea. Deci el a căutat pentru el însuși cum să-și aducă, el a vrut să devină miliardar. Provenea dintr-o familie de, de profesori, de, de oameni, cum am zis eu, din, din Uniunea Sovietică, cu aceleași șabloane, cu asta, Dar s-a născut în perioada când a fost perestroica, asta, cum zicem noi, uh -huh. da? Sistema vechi tot a început să, să crape. Și el vroia să trăiască frumos. Dar vedea că părinții n-au ce să-i dea, cum să-i dea. Din dezamăgirea mare care a avut-o, a pornit pe drumul nu prea corect ca mulți tineri care se dezamăgesc că nu le se primește. Și a ajuns el cumva în America. Și a intrat într un cerc de oameni foarte bogați. Uh, oamenii cei care făceau cu el uh, terapia asta holistică i-au spus că asta e o profesie de viitor, acum ea nu este prea nu putem tare promova, fiindcă sistema nu ne dă voie. Dar tu, fiind mai tânăr ca noi, putea să o iei și cumva să o duci, că o să vină timpul, știi? Și el a început să lucreze prin metoda dată cu oameni foarte bogați. Deci oamenii bogați tot au temeri, tot au diferite. Și s-a făcut un om foarte bogat deci el a devenit pe, cu ajutorul lucrând cu clientela asta cu miliardari apropo cu oamenii din CSI care plecau în America, deci ei sunt iarăși izgoniți de aici de sistemă fiindcă oamenii bogați aici nu trebuiesc aici trebuie să fii ca toți dar mai sunt oameni de ăștia puternici care nu pot să fie ca toți, lor nu le place să fie ca toți. Și ei atunci plecau și își găsau alenarea sau locul de trai acolo în America. Dar acolo ei tot nu erau primiți ca oamenii băștinași, știi? Nici aici nu erau primiți, nici acolo. Și trecând prin stresurile astea de schimbare de trai, trebuia cineva să-i să ajute. Și iată domnul, în cauză, a făcut avere foarte mare pe, pe ajutorul acestor persoane. Deci ei se împărțau cu, cu, cu banii, cu dâns, numai Am de dacă îi scotea din starea, fiindcă, înțelegeți cum multă lume, iată, noi cum suntem? Noi suntem gata să dăm 3-4 mii de euro când ne-am dus în Turcia la Odihnă sau în Grecia, că te-ai dus încolo, te-ai ars la soare, da, ai văzut frumos și ai venit înapoi și în aceeași stare, iar te duci în aceeași băltoacă, știi? Adică nu se schimbă nimic. Te-ai dus pe două săptămâni, te-ai simțit o te-ai întors înapoi și încă poate, altă dată mai rău să faci, fiindcă văzând frumusețea care e acolo, starea care e acolo, revii iar în, în toată chestia asta. A, terapia noastră face ca să-ți scoți blocajele astea care te fac să te simți rău. Viața oamenilor se schimbă radical. Deci credere. toți acești specialiști au apărut și în Republica Moldova sunt mai mulți sau eu cunosc până când două persoane, nu știu dacă activează sau nu, fiindcă în școală se duc mulți, știi, ca și chirurgi, la medicină se duc mulți, uh -huh. dar vocații au puțini. Deci, nu le văd pe doamnele, nu știu, am văzut și băieți din Moldova pe acolo, uh -huh. sunt care... Uh, vorbitori de limbă română în școala date, dar ei sunt prin Europa. Am văzut o fată foarte bună, este în Spania, am văzut un domn foarte bun din Moldova, este în America, dar ei... Deci la noi în țară abia o să ia în da. așa profesie, unde să da. în ajutorul, nu numai antreprenori, presupun ca oricărui... Oricărui, oricărui, un. da, oricărui. Deci aici limitele subconștientului nostru sunt nemărginite. Noi am auzit de chestia asta, dar cum să-l folosești e, potențialul ăsta? Deci, după părerea acestei școli, Majoritatea oamenilor sunt zombați, limitați, ținuți da. așa sub control. Foarte tare, foarte tare. Mm -hmm. Și când ieși din toate chestiile astea, pe câteodată știți cum, ca vorba vorba e asta e metaforic spus, dar pârăioasă. Dar oasă, ce aveți în știi? vedere? De grupuri financiare mari de care să vorbesc? Sau de grupuri politice? Sau statul în sine? Sau toți împreună? A, asta chiar nu are acum nicio atribuție. Mm -hmm. Fiecare genere, pe pământ noi și-am venit ca să am intrat într-un joc. Știi că vrei să fii fotbalist, te duci să fii fotbalist. Acolo e un joc. Pentru ca jocul să fie interesant, trebuie să fiu eu cu echipa mea și trebuie să am adversari. Altfel nu e interesant să bați să mingea în poarta sângura ta, trebuie să ajungi la adversar și atunci te bucuri. Așa și aici, viața e dată aici pe pământ, tot noi am făcut și matriță și toate sistemele astea și tot ce ne încurcă pe noi am făcut și am organizat, fiecare am avut așa pus pentru ca să ne fie viața cumva să dar cum o să mă descurc eu? Dar cum o să pot evolua trecând prin greutățile astea? Și atunci când spunem, ne uităm la cineva și zice, ei, iau te ei în viață, nu-i merge, știi? Nu. Omul și ales așa o joacă ca să vadă, dar cum o să pot eu să prin asta, cum o să mă pot descurca și omul știe, iese din asta, unii iesă din jocul ăsta, căliți ca ferul mai tare, unii nu prea iesă de acolo, da? Se reîntorc înapoi, dacă credeți în reîncarnare sau nu, uh -huh. și încep viața de la început, dacă nu au învățat lecțiile, știi? Și mai o odată. Și mai treci odată, da. Este vreun răspuns la întrebarea asta? Care e scopul vieții, sensul vieții? În domeniul dumneavoastră de activități sau în viața proprii? Da. Este sens cu așa întrebare? Da. O venim aici, ne naștem, Uh, copiii, când suntem copii, cum suntem noi când ne naștem și încă nu știm cine așteaptă în față? Păi inocenți, așa... Suntem ca un în... mai numai de absorbit. Da, dar suntem fericiți. nouă ne pare că tot ne se primește. Noi avem atunci alte aptitudini. Noi nu știm, noi nu avem frici din start. Noi nu știm că sunt grupările astea financiare, noi nu știm că este politică, noi nu știm că sunt polițiști, nu știm de chestiile astea. Și copilul cumva se bucură. După să începe viața amatoră în care ni se spune că este și asta și asta, să începe a apărea fricile, parcă apare așa un nor, începe a apare piedicile, da? Prin piedicile se trebuie să treci și în final dacă îți ajunge putere și de caracter, trebuie să devii fericită. De fapt, asta este. Dar și drumul ăsta spre a deveni acolo unde vrei fericit, că fiecare, iată când începem sesiunile, fiecare om spune în felul său ce vrea el de la viață. Nu toți vor să devină fericiți. Că dacă nu vrea omul fericit, cu forță nu o să-i dai. Dar de fapt asta este sensul vieții. Să mergi pe drum, dar să ai și plăcere din drumul ăsta. În final trebuie să devii fericit. Păi și ca să nu fie așa, hai zic tot din categoria frici, cât costă o sesiune la un specialist de terapii foliți, de exemplu, la dumneavoastră? Ca tare, um, nu se vând pe bucăți, nu se vinde o sesiune, da? dar uh -huh. mă rog, dacă m-ați întrebat e 200 de euro o sesiune. Dar mai eficient este să cumperi bloc, un, un set de de la 8 până la 10 sesiuni, deci omul vine cu o problemă, de exemplu, nu am bani, sau am probleme în relații, sau nu știu, nu pot dormi noaptea, adică vine cu o problemă, deci în jurul la 2000 de euro cam așa, depinde de, de cât văd eu Care că. Ar trebui mai multe întâlniri pentru a înțelege ce cu ce să leagă în mintea omului. A, da, dacă omul îmi zice că este frică de ceva sau nu poate face bani, într-o sesiune câteodată nu poți să-i scoți că Acolo este mm. atât, acolo este uh, pusă baza piramidei și de la piramida aceea, de la prima uh, dată incorrectă care a venit în subconștientul persoanei, acolo este o sistem întreagă care crește pe ea. Înțelegi cum? Și trebuie să curăți până ajungi în în, în, final, acolo unde ne trebuie, fiindcă apar mai multe ramuri și de o singură dată plus mai sunt uh, vieța anterioare în care omul mai luat decizii tot legate de bani. Deci, odată poate să fie uh, decizia mă tem de bani, că m-au ucis într-o viață, altă dată m-au dus în Siberia și nu vreau bogății, că asta... E în... Adică, tot ce ține de partea materială, deciziile, punctele de vedere pot să fie diferite și curățăm tot. Ca în final, într-o lună jumate la unii, unele persoane am văzut unde chiar după două sesiuni. Deci în cazul meu, ceea ce am spus eu, la mine în trei săptămâni venit o a crescut Deci brusc. ca o concluzie, v-ați găsit vocația ce vă place pentru a avea ceva specific de ajutor și oamenilor și totodată poate fi și ca o școală, o academie care, din urma cără puteți avea roade, să zicem, ca și un antreprenor. Da, în viitor, deci acum profesez de una singură, dar fiindcă iarăși spiritul ăsta meu, sunt foarte mulți oameni care au vocația dată, dar nu au abilitatea de a organiza. Ei nici nu pot măcar să se promoveze sau să vândă. Deci am ca scop să deschid un centru, deci o persoană mm. care o fi online, fiindcă deja am un grup de oameni, de specialiști, pe care îi estimez foarte mult, care își fac treaba foarte bine, fiindcă eu sunt, singur, ei singuri sunt maieștrii mei care mă ajută să ies din careva stări, nu chiar bunii care mă încurcă, uh -huh. eu i-aș strânge într-un grup și vreau să fac un centru unde o să facem iar o mini-afacere, da? cum ar fi, uh -huh. doar că poate că online, fiindcă ei stau în diferite uh, capitele lumii, unul e în America, unul e în Israel, unul e în Rusia, altul stă în Ucraina acolo și lucrează, alta e în Spania. Okay. Sesiuni da? de ce se dau online? Da, fiindcă de fapt sesiunile date se lucrează online, nu trebuie să ne întâlnim tet a ce-i plusul? Fiindcă noi lucrăm, am clienți care lucrez la ei la 12 de noapte, fiindcă el stă în America acolo și la dânsul e Am înțeles. Nu, eu oricum rămân în faza că sunt curios, poate știți cum, măcar la prim, o primă etapă, să citim o carte sau ceva, studiem pe resurse de online ce reprezintă și așa o, un instrument, o metodă de a discuta cu tine însuți. Eu eram, fosteam dată la școala internațională Ericsson de coaching uh -huh. și acolo cum ați spus, ați menționat așa fugitiv o propoziție, dar acolo pe e, vizualizări, pe frici, pe visi, pe anumite blocaje de stereotipuri din, din, interior și mai mult acolo se propovădea ideea că totul se începe, dacă vorbim de trup, suflet și minte, da. e, și în minte câteodată e consecință gândurile, ce ai tu pe suflet sau ai... Adică în spiritul tău și acolo exact. trebuie să-ți Exact, știu ce. exact. Aș recomanda cărți, dar adevărul este că toate cărțile care sunt expuse online, în toate este minciună. Sau este mult adevăr și 20% și și cel mai important acolo nu este. S-a depistat că cum cartea ne merește pe polița uh, librăriei, ea este verificată înainte de asta, de serviciile secrete, de tot, mai ales ceea ce e legat de minte, de suflet, de abilitățile omului, da? Deci noi aici în Academie, domnul ăsta a cules foarte multe uh, surse, el scrie cărțile sale, deci cartea de bază pe care o avem noi și se numește terapie holistică, e o carte acumulată de el însuși, de, de, de el, de mulți ani, de 16 ani face chestia asta. Mm -hmm. Și când cartea asta a nimerit la un uh, psihoterapeut uh, care a învățat în Uniunea Sovietică, o doamnă, deja are 90, 90 de ani o colegă de -a mea s-a dus la ea și zice, vezi, te rog, ai făcut asta, uite ce-i scris aici, e adevărat sau nu? Doamna zice, dăm două săptămâni. Când se întoarce la ea peste două săptămâni, zice, băi, eu nu știu cine-i băietul ăsta, dar el a acumulat toată, cum se zice, toată spuma, toată frișca care a fost în domeniul ăsta de psihoterapie. În cărțulea asta, zice, eu să răci carte, am învățat eu în anii 50, când am făcut eu psihoterapia mea, era așa o carte, și eu așa și n-am înțeles din trânsa nimic și n-am putut să folosesc. Eu n-am putut să ajut lumea. Și aici aveți voi, și asta e briliant. Asta e extraordinar. Înțelegi? Adică ca să zic eu că pot să iei carte și ei e o carte de specialitate, pot să vă dau. Pot să, -o, să mă împart cu ea, pot să o dau ție să o citești. Adică e ceva și, și să vezi că este vorba asta, că nu e nimic dificil. Doar este tehnica care lucrează. Oricine poate să devină, doar că responsabilitatea omului, iarăși, vin mult și să învață, dar puțin fac treabă. Era curiositatea că mulți oameni își trăiesc viața și parcă uh -huh. ajung la final, uh -huh. care noi nu numim final. Dar cu ce sens, cu ce bun am trăit până la urmă 30 de ani, 50 de ani, 80 de ani, 100 de ani? Tu știi Cum? că noi am fost la aceeași școală, știi ce înseamnă scala emoțională. Uh -huh. Acolo oamenii când trec de tonul 2-0 în jos... Uhum. acolo unii sunt frici unii este antagonismul ăsta unii este uh, ciudă, toate emoțiile negative da. de ce oamenii sunt aduși încolo de atât că e ușor cu dâns și de manipulat deci uh, sistema dată uh, hai să zicem obiruit fiindcă oamenilor le s-au dat foarte multe date false și eu au păpat chestia asta au mers pe drumul cum ai spus tu, incorrect și e grea e dificilă viața de fapt, dacă am ști, fiindcă noi știm, iată, dacă ai căutat acolo, nu-ți imaginezi ce răspunsuri ai de acolo. Nici o carte nu-ți trebuie, nici un alt guru nu-ți trebuie ăștia, acolo primești toate răspunsurile. Dar realitatea care e, că oamenilor de parcă li s-au închis uh, ușa și acolo și li se dă și ei și le place lor. Ca oamenii să poată fi ușor uh, manipulați. Atât. Noi, de fapt, nimic nu se poate lua din... Uh, pentru ce trebuie noi, pentru energia noastră. Asta nu se cumpără nici cu un ban, asta nu se compară nici cu un petrol, nici cu un carbon, nici cu nimic, nici cu o rezervă. Energia umană este tot ce este mai scump pe globul pământesc și, în în universul dat. Pentru ea este luptă, de fapt, înțelegi? Păi, da, ca să ne conservăm energie, nu tot, tot trebuie și banul ăsta. Să te duci la o sesiune, trebuie bani, să dezvolți o trebuie, trebuie păi, ban. să faci o familie, e. trebuie bani angajați te manipulează, soția te manipulează sau soț sau copiii te manipulează statul te manipulează noi trăim parcă așa într-un teatru ăsta de cine pe cine conduce da, sau da, influențează da, 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 păi asta și este secretul, de ce acum s-a început așa multă lume specialiști de ăștia să apară fiindcă lumea începe să deschidă portița asta unde de fapt acolo este tot și începe să trezească și trezirea asta a oamenilor când încep să vadă, wow Hmm, păi eu până acum am fost rob, am fost manipulat, dar mie mi mi s-a zis că eu eram mare om, a, ne trebuie diplome, medalii de aur, învățământ, studii superioare, trei, cât mai multe, cât mai multe studii superioare are omul că atât mai tare el este blocat și pus în niște rame, doar de sufletul ăsta trebuie să fie atât de tare puternic ca să nu fie de acord cu chestia asta dar asta e, asta e sistemul. În fin, ca să-i fac spre final curioși pe cei voi care ați ajuns și până la aceste minute, nu uitați de înțelegerea cu Natalia și dorința ei de a oferi o sesiune, 200 de euro nu-i puțin. Că, până la urmă am aflat, cineva era curios să afle și cât costă așa un specialist, dar măcar 200 de euro pentru cineva care este un buget ar putea să economisească dacă scrieți un comentariu motivator pentru Natalia și Natalia va alege din toate comentariile, la proprie decizii cine va fi acel uh, om care merită uh, și dorește și vede valoare, tot deja S -s o, să a, decis, o să alegi, da. noi o să monitorizăm, dar o să o anunțăm, cred că public cine este acel uh, Hai să zicem urmăritor, care a fost ales de tine. pe prima dată despre așa o terapie holistică. Eu nici nu știam dacă o să pronunț corect sau sunt înțeleg corect. Deja ești un invitat care dintr-un domeniu în care eu încă n-am ajuns. A, da. Ne mai numesc sau mai facem câteodată regresologie, așa ne mai numim da. regresologi, da? Dar a, terapia holistică ia mai multe aspecte, deci e mai. Cu, mai, mai mai amplu, că nu totdeauna numai regresologia aici lucrează, da? Adică mai facem și privim și în viitor. Avem nu capacitatea înțeleg. de a deschide și de a ne uita și în viitor. Regresia să uită, nu m-am trecut, știi? Dar ceea ce am spus, că nu omul face niște planuri și vrea să iei niște decizii, îl aducem în așa stare și eu o ajut să se uită să iei el singur decizii. Trebuie să meargă încolo, trebuie să ia drumul ăsta sau nu trebuie să ia Chiar Orcum. și vocația, vocația, deci tinerii antreprenori, dacă nu se simt în apele lor, trebuie să vadă care e vocația lor. Poate el trebuie să fie antreprenor, dar să nu vândă ferestre, dar trebuie să vândă pâine. Poate el trebuie să vândă servicii medicale. Da? Adică care e? No, spre final, oricum îți mulțumesc pentru că ai acceptat încă o dată invitația, prezența. Eram curios de tine ca parte feminină, ca antreprenoare, ca experiență în business și într-un final cât e de importantă vocația totuși dacă să-ți marchezi viața unui om așa că mersi încă o dată pentru că ai acceptat Mulțumesc pentru invitație. Și sper că o să avem careva întrebări de la urmăritori, să fim curioși să le răspundem la niște întrebări așa punctate, clare care să fie de fapt de ajutor da, și lor. celor care au consumat timp cu noi să stea să exact. ne urmărească, să vadă valoare în dialogul nostru. Exact. Mersi încă o dată la toți cei care ne urmăriți, Natalia, o zi bună și o inimioară sau comentarii sau un like pe mediul online ar ajuta și mai mulți oameni să afle de discuția noastră.